Primăria municipiului Timișoara monitorizează în această perioadă probele efectuate de constructor la toate instalațiile noului corp de clădire al Spitalului de Copii lui Sturcanu. Municipalitatea se asigură că sunt respectate standardele în vigoare înainte de a începe etapa de recepție a clădirii cu demisol, parter și șase etaje. Aceste probe sunt esențiale pentru viitoarea funcționare a clădirii, ținând cont de faptul că a trecut un deceniu de la începerea construcției noului Spital de Copii, timp în care au fost implicați mai mulți constructori. Acum miza nu este să recepționăm clădirea, ci să deschidem un spital unde copiii și părinții să aibă condiții moderne de tratament. Fără aparatură medicală, mobilier și dotări, vom avea doar o clădire frumoasă care va sta încuiată. Noi din start ne-am orientat spre atragerea de fonduri pentru dotarea spitalului și am solicitat Ministerului Sănătății fonduri prin PNRR, dar cererea noastră nu a fost considerată prioritară. Am rămas în dialog cu ministrul și așteptăm să-și onoreze promisiunea și să doteze spitalul cu aparatura necesară, declară primarul Dominic Fritz. Noua clădire a spitalului de copii lui Sturcanu va avea 100. 50 de paturi și va găzdui urgențele, laboratoarele pentru analize, policlinica, radiologia, chirurgia pediatrică, terapia intensivă, ortopedia și secția de prematuri.